Grupul de semiconductori subțiri de galiu, arsenid și siliciu a fost înființat în 2012 și care are ca domenii de cercetare studiul rezistenței la radiație a detectorilor subțiri de siliciu și de galiu, arsenură de galiu, sub formă de paduri. Și de asemenea, studiul detectorilor cu pixel. Grupul studiază rezistența la radiație pentru detectori cu paduri de arsenură de galiu și de siliciu în colaborarea dintre institutul nostru, ISS, cu EUCN Dubna. De asemenea, studiază detectorii subțiri cu pixel, tot în colaborare cu EUCN, iar în trecut cu colaborarea CLIC de la SEM. Acești detectori au primit diverse nume, MediPix, TimePix, ClickPix. Grupul, de asemenea, studiază experimental detectorii cu semiconductori, asta înseamnă participarea la shifturile de iradiere, achiziționarea datelor experimentale, măsurarea parametrilor electrici pentru padurile de galiu, arsenid și siliciu, înainte și după iradiere, precum și prelucrarea datelor experimentale. Și nu în ultimul rând, grupul studiază simulări Monte Carlo ale straturilor subțiri de siliciu și galiu arsenid. Privind infrastructura, noi dispunem de aparatură foarte precisă pentru măsurători electrice. În figura din stânga se dă un dispozitiv pentru măsurări electrice ale padurilor supuși unei radieri cu o sursă de electron de stronțiu. Iar în dreapta se dau măsurătorile realizate în LabVIEW. De asemenea, laboratorul dispune de detector de tip TimePix, care au o granulație foarte fină și permite măsurători foarte precise ale energiei particulei incidente, precum și a poziției de interacție a acestor particule cu detectorul. În acest grup activez eu ca coordonator științific, precum și responsabil la colaborarea CLIC, și colega mea, Elena Firu, căruia îi dau prilejul acum să se prezinte. Mă numesc Elena Firu, sunt cercetător științific gradul 3 din 2007, doctor în fizică din 2010. Activez în acest grup. În primul rând am participat la iradierile de la IUCN Dubna pentru iradierea semiconductorilor de galiu arsenat și siliciu. De asemenea, în aceeași perioadă am făcut și calibrarea TimePix-ului care îl avem în momentul acesta în ISS. Iar în prezent facem măsurătorile, o parte din măsurătorile acestor semiconductori în ISS, precum și analiza acestor datelor experimentale.